Salveți și bine ați venit la un nou episod de Ranch Simulator. Pe barba neagră, fraților, astăzi începem cu un comentariu care vine de la Iona Games și spune Salut barbă, cratița o folosești pentru fiert lapte și faci brânză. Dacă mai adaugi și cheac pe care îl cumperi de la magazin, faci specialități de brânză. De asemenea, cratița o folosești când toși carnea și faci cărnați. Brânza și cărnații trebuie spuși la maturat și apoi le vinzi la fast food-ul situat vis a -vis de magazinul de mașini. Baftă! Mercic! Iona Games chiar are o serie cu Range Simulator. Omul este foarte avansat în joc, așa că știe ce vorbește. M-am uitat la gameplay urile tare, îmi plac. Așa că hai să-i dăm bice și urmăm îndeaproape instrucțiunile. Acum, unde am pus eu bidonul ăla pe care nu l-am găsit nici măcar acum? Mi l-a ascuns, da, după undeva, când a fost ultima dată pe aici, pe la mine. Cred că l-a pus pe interior. Pare -mi... Știu că el a mulți vacile. Când e de văcuță, nu-l scos pe om de aici. Și mi-a ascuns să stau pe aici, mă of, doarme acum, nu mai trezesc, să-l întreb pe unde mi l-a pus, dar cred că... <gânt> sau o fi la magazin... O fila... Dar ce să... Nu, mi l-a scu... ascuns. L am adus eu din greșeală aici. Ia tu, fată, vină cu a. Apropo, trebuie să ne upgradăm și casa. Doar că pentru a face asta trebuie neapărat să o demolăm pe asta. Ceea ce nu mă încântă deloc. Absolut, absolut deloc. Da, mă, nu mai am aia pe aici, ești nebun la cap. Nu mai am... A... Uite-te și tu ce. Dat, bă, da, după ce mi-ai făcut, bă, băiatule, băi, nu mai am nici în mașină, am niște de astea pe care trebuie să le folosesc aici la animăluțe, da, mă. deci nu mai am uh, deloc bidonelul, trebuie să mergem să dăm niște bănișori pentru bidonelos. Sunt foarte curios cât se ia pe o uh, rotundă de asta de cașcaval, că nu prea arată brânza aia, și de asemenea pe cârnațe, așa că ne ocupăm acum, doar că înainte de asta, evident, trebuie să mergem și să luăm niște resurse. O să mulg vaca în primul rând și am văzut că o găleată se cam folosește la o cratiță și eu nu am decât o cratiță. Așa că trebuie să mai iau cratițe. Trebuie să iau uh, două, mi se pare cam eu. Nu știu, hai să vedem acum. Așa. ideea e că setup-ul meu nu este tocmai optim. Și trebuiește, acum cu update-ul ăsta, pentru că s-au introdus câteva lucruri, trebuie să mă upgradez și eu totodată. Să pun mâna pe treabă și să vânez mai mult pentru a scoate mai mulți bănișori. Gata, scuză-mă că te-am tras de țățucă. scuze mă Aș. Bang, ba. O să le las așa puțin aerisit aici. Bun, și merge cu asta și... Da, deci după, așa, folosim pentru a fierbe laptele și facem brânza. Ok, bun. Și după aia luăm drăcilele aia de la magazin. Mi se pare că nu trebuie ceva. Hați! Asta se pornește cumva? Doar se... Mă, la mine merge cuptorul ăsta? Hold air to remove to pick up. Hats. Deci am într-adevăr două. A, trebuie să iau din nou. O, 12%. Trebuie să aștept să nu se... Mie că se... Mi să nu dea peste. Știți meme-ul ăla? A fost odată un mini videoclip, așa era un clip scurt pe care l-aveam pe telefoane. Aaaa, înainte când camerele la telefoane erau de 2 megapixeli, și era la cu țiganul ăla care fierbea laptele și dădea peste, știi? Și spunea, sporește, doamne, sporește! Ca și cum el chiar ia lapte în plus, știi? Pres E to take product. Mulțumesc! Eu te-am dat prima brânză. Gratias. Putem să punem aici. Normal și normal ar trebui. Dacă nu, deci asta trebuie spuse la maturat, după cum a spus Iona. Așa. Bun, lăsăm pe ăsta aici să fie sănătos. Gata. Gen, brânza să fie sănătoasă, să nu iasă nasoală. <laughs> cu puține găurele alea, alea, mai fac una, pentru că mai am aici posibilitate de muls. și pe aia mergi la magazin că trebuie neapărat, bă, da, neapărat, asta are la apte, trebuie neapărat să mai luăm niște resurse, deci acum observ și eu că îmi uh... Uh, trebuie să... Trebuie să-mi iau un bidon de la de lapte, trebuie să-mi-l cumpăr pentru că ce chiar nu știu unde. E. Eu chiar cred că Dadu ori mi l-a ciordit l-a luat pentru ferma lui, ori m-a tras în seapă și mi l-a pus pe undeva. Deci nu înțeleg. De ultima dată când am jucat că el și a venit în vistă pe aici, mi-a ciordit ăla cu lapte și eu nu știu dacă omul își face acum de fiecare dată în dimineața cafea și are lapte proaspăt să pună dacă mă înțelegi sau nu. Cine știe? Cine știe ce face? O fi scump laptele pe Anglia Habar n-am. Ia, ăsta e eronat aici. el tocmai ce am văzut o eroare. Așa, bun, mai încercăm o dată cu ăsta. Punem o dată aici și pe -a iau și mai punem. Ok. Se pare că putem să lăsăm aici să fie de decât am văzut nu de peste sau ceva. Așa că, vamanos! Hai să mergem la magazin și totodată o să vă arăt și fast food -ul. Pe lângă care, aparent, am trecut eu data trecută. Acum, în apărarea mea, trebuie să mă înțelegeți și pe mine un picuț așa. Că eu atunci când am trecut pe lângă fast food, în episodul trecut, a fost foarte multă ceață. Bă, multă! A fost cineva acolo, l-am văzut în comentarii, că mi-a spus, ai trecut pe lângă el. Am, am, scuză-mă, scuză-mă, n-am, credeți că eu am vrut, eu îl căutam. Dacă n-am, n-am văzut, ce vrei, cu multă ceață pe acolo, nu s-a văzut. Ăsta poți să-l pun aici? Se pare că nu, îl punem pe jos, oricum nu-l folosesc. A, un nou plutitor. Are nimic, luăm și pe ăsta punem corea așa, iar pe ăsta îl voi orienta în partea asta ca aici să punem încă o oală deci altă chestie pe care trebuie neapărat să o pun, acum când știu că asta e făcută, cred că din nou avem un afișaj ceva mă gândesc A! ce prost sunt bă ce prost sunt eu așa în general, gata m am reușit <gânghe> Avea... da mă, acum mi-apare 1% maturat 1% maturat, hai să închidem aici să nu intre muștele Gata. Bun. Hai că am rezolvat și pe asta. Deci, Iona, sunt uh, recunoscător pentru comentariul tău foarte util. Mulțumesc din suflet. Ador comentariile astea de la oameni care știu ce vorbesc și mai ales că joacă jocul. Păi că mă duc la ei pe canal, văd că îl joacă, pe altceva, tată. Înțelegi? Încredere. Cum e și la mine. Dacă vorbesc ceva despre farming, păi știi despre ce vorbesc, că mă vezi făcând-o. Altceva. Bun, mai avem ceva în mașină pe care trebuie să-l depozităm? Nu. Cât e ceasul? 12 și 13. Mă stresează la maxim treaba asta că trebuie mereu să mă uit la ceas și să mă încadrez. Deci mă stresează de mort. De mor. Uh, faptul că trebuie să vin până seara, că după aia nu mai văd nimic și nu mai pot să mai fac nimic, deci e oribil pentru mine. Vreau zile un pic mai lungi, mai ales, mai ales acum cu nou update în care putem face atât de multe, trebuie să mergem, să facem un drum picolo, du-te ia porcul, dă-i pac în cap, fă cărnatul, ia brânza de pe foc, pune-l la maturat. Bă, o grămadă de lucruri. Când să le faci pe toate? Ia, într-o zi. ce ai făcut toate A uitat de direcție, fii atent. Să deci, urmă așa la stânga, cios. Haț! Gata. Bun, suntem pe drumul cel bun. <laughs> și da, mă, următorul update, fraților. Să nu fie, nu, nu, nu următorul update, ci să fie așa un mic uh, bug fix update, în care să avem și noi, Doamne, cât de frumos ar fi, frumos acolo, setare. Să dăm și noi timpul, cum vrem noi, pe 50%. 0, zero, timp real. Doamne, cât de frumos ar fi să pot să modific timpul. Ar fi genial. Salut. Sunt aici, nu te deranjez. Bun! Acum, mai întrebuiesc una de asta. E cât -o mai A, ba, nu! Două. Să avem două la brânză. Și încă una pentru carne. Ai văzut-o? Ai văzut-o? Mamă, Milchian, 135. Da, do -mi, da dorești 135 de dolari dacă te uiți la clipul ăsta, Eu Nu se poate. O să poate. Manual sausage staffer. Păi, dar n-am bani de toți ceilalți. O să iau manual. Pui ce încercăm pe manual. Cât e? For making blue mold cheese. Ma, ok. Brânză cu mucegai albastru. De asta francez. Bă, o să le iau și pe astea să le încerc. Cred că un pliculeț ăsta poate fi folosit la mai multe brânzeturi și automat prețurile sunt făcute astfel încât să-ți scoți banii, nu? Să scoți investiția, practic. Me gândesc scos. Mă, fraților, cam atât eu cam dată aici. Mă gândesc că suntem bine. O să mai iau totuși două de mâncare preventiv. Să mai iau... 917 dolari. Păi șoc. 463 de dolari mai aveam și eu eram păstămie, mă. Eram păstămie bine de tot. Stați un pic, că ne mai ai și benzinăria, că trebuie să mergem acum să băgăm niște benzinară. Oh my god, păi e mult, băi, e mult. Da. Dar îmi place, îmi place aspectul ăsta al ultimului update, de mor. Ia uite, frumos. Totul într-un singur loc aici, afară, lângă mașină. Mi-e fucking logic. Cum ar fi trebuit să fie de prima dată. Practic asta încerc să spun aici. Bun, hai să le punem pe astea greuțele. Ce mă, nu, nu încape? Hai să vedem dacă încapă ăsta. Și da, acum parcă simți cumva, știi, că ai mai multe lucruri de făcut. Îmi place și uh, detaliul ăsta, nu știu că l-ați văzut. Dacă îți cumperi uh, de -astea zi, uh, unelte de astea de făcut, cârnație, tăcăți, îți vin în uh, cutie până când le plasezi tu prin casă prima dată. După ce le-ai plasat prima dată, se vor dezas... De, de, mă, mă, rog, vor ieși din ambla, de ambalaj, ok? <laughs> Dar acum le avem în ambalaj și îți da așa impresia că noi, știi? Bun, ce mai avem? Ia să vedem câteva priculețe pe care le vom pune pe aici, pe lângă noi. Ați 1 end hați 2. Iar cealaltă, o oală, o voi pune sus. La aici cred că pot să închid și trapa dacă nu mai. Da, exact, n-am nimic pe trapă, o pot să închid. Yep. Nice. Bun, vamonos, Haide. Bun, n-am uitat nimic, da? Așa, bun. Acum, vom merge. Stai un pic, stai un pic, stai pic. Avem car shop-ul, gas station. Așa, mergem la gas station. <laughs> Uh, trebuie neapărat să fac plinul ca să-și mami eu ușor așa mentală, să nu stau cu stresul cum că bă nu mai am niște motorină pe aici. Uh, și să vedem dincolo, dincolo de car shop, un uh, fast food. Să vedem cum se prezintă, care e și menozelica. Deocamdată nu putem uh, vinde nimic la el pentru că nu mai am nici carne și nu am nici produse uh, de carne. Wow! Oh, frânescu! M-am dus naibii, m-am dus a, piatră. Și asta din față este fast food-ul, știu, nu arată nimic de deloc, zici că e mai mult întreprindere, ceva privată, habar n Nu arată fast food deloc. Avem Best Burger, ci că este singurul lucru care dă de gol cum e fast food. Logo-ul de sus, în rest, n-ai, știi? că am întunecat pe aici. Order and pay here. Ăstea le ador, apropo, deci la mec când mergem, faptul că poți să spui tu order-ul printr-un ecran și nu trebuie să mai zici ăluia. Genial. Ok, și bănuiesc că pe aici putem să... A, ba nu, uite, avem spațiu. Ah, frumos, venim în spate cu mașina, loading area. Nice. Aici ce scrie? No children and unauthorized persons. Ok, persons persons lor. Ok, nu prea e bine folosit în contextul ăsta. But hey, that's that. Ok, vamonos. Aici mergem uh, și vindem când avem ce vinde. Acum, băgăm benzina. Mă rog, să și motorină ce-o fi. Și ce am rezolvat. -o? Este ora 15. Am totuși o întrebare. Pentru cine știe. Dacă eu, de exemplu, îmi demolez uh, acum, că na, trebuie, casa, pentru a-mi construi una upgradată, una mai mare, Uh, bine, înțeleg. evident voi face asta când voi avea bani, doar că eu în casa asta deocamdată am câteva lucruri pe acolo, știi? Adică, na, ați văzut și voi, am o am niște brânzeturi ale alea. Apoi, întrebarea mea următoare și anume, bă, îmi mi se distruge casa asta și îmi rămâne alea pe jos pe care eu pot să le iau sau când distrug casa asta se distruge și tot ce e în interiorul ei? Întrebare ajutați-mă cu ea ca să știu dacă îmi fac upgrade sau trebuie neapărat să scot tot ce e în interior. Eu așa, așa mă gândesc, ar trebui să scot totuși ca să fiu safe, să scot tot ce e în interior și să demolez după aia evident ca sau fac upgrade, fac pe cealaltă și după aia le introduc din nou de ceea ce o să fie o dorere în fund, pentru că vă dați seama câtă muncă o să trebuiască să fac. Oho, oh, la dreapta, what the fuck, ok. A, drumul, ok, de la car shop era bine, mă, pe aici în jos. Dar, țineam în minte ceva ca și drum. Am înțeles, sus. Ce facem la dreptuță, a? Oh, Cileano. Așa, mi se pare că s-a schimbat puțin și comportamentul util, uh, vehiculelor din joc. Dar nu sunt sigur. Dar așa mi se pare. <laughs> Bun, stai așa să o punem altfel. Uite, așa o pun. De așa că îmi blochează asta. Gata! Acum, luăm asta, ducem rapid, c -c 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 colea la margine. Uh, cel mai eficient nu este aici afară, este aici în interior. duplicare După care, hai să luăm aici ustensilele de bucătărie. Bun, pasta o dăm cu așa. Asta merge bine? Merge bine. Și mai pot să mai pun aici? Se pare că da, ok, bun. După care sau o voi depozita pe lângă. avem aici încă una, just in case, o avem ca backup. Colea. Și acum avem cheese-ul ăsta, 5, deci o pot folosi de 5 ori, mă gândesc. Ok, începem și noi de aici, ce vrei? Asta e, vedem cu ce se mănca toată treaba asta. Pune și pe asta. Avem mișcare fluidă în video? Avem. Bun. Următoarea, ia să vedem, asta este oala de care vă vorbeam și pe care o vreau. Avem două oale acum. Așa. Uh, bun, aici în spate nu mai avem nimic. Avem a treia oală pe care o voi pune aici când uh, tai carnea. Ia uite, mă, avem spațiu special. Mă, ce bine. Che mă bucură treaba asta. După care avem făcătorul de cărnat. Uite-l aici. Asta este făcătorul de cărnat. Și pe ăsta probabil, de fapt cred că pot să-l pun, nu cam mai acolo, o să-l pun deocamdată aici. Știu că nu e indicat pe jos, dar ce vrei, asta este, nu am altă soluție. Omă? Bro, plouă, what the fuck, ok, se pare că plouă. Și acum, hai să mergem mai, ar trebui să mai mulgem vacile odată, da? Uh, găleată, găleată în interior, pentru că eu acum aparent mă, ocup foarte bine cu treaba asta, cu mulsul vacilor. Uh, stai așa, Hai să le punem pastea pe lângă. Și pe aia punem laptele în ele, după care, despre să le punem colea pe aragaz. Vamanos, am ceva carne aici? n -am. Well, dacă aveam, era foarte bine că putem testa un picuț de uh, ăla de carne. Uh, N-am decât să tai un porc sau să... Mă duc din nou la vânat. Sau so yeah. Să mă duc din nou la vânat pentru că nu mai am decât un singur porc și nu prea vreau să-l tai. Chiar dacă... De fapt, el cred că a ajuns la capacitate maximă porcul anobeu și cred că din carnea lui aș putea face multe lucruri. Da, dacă sau să mă gândesc, mai mare dată nu se face. Au! Oh! Da, așa că am rărit-o pe vacă. Bun. Uh, nu o să bag în ăsta. Mă duc și le pun eu manual, pentru că mai mult de două găleți oricum n-am să scot de la vacile astea ele fiind doar două. Vezi ce bine ne-am potrivit? Două vaci, două găleți. Punem aici, luăm, punem aici. Până mă întorc, eu se va face, eu va fi făcut asta. Uh, stă, ce prost sunt. Pe, la următoarea facem uh, blue cheese, facem cu albastru. Punem albastru de metil. Așa, unde e a doua vacă? Vino cu a vacă, unde ești? Da, o porcul ăsta e cel mai mare, mai mare data nu mai crește. So, da, o să trebuiască să-i curm viața. Ce mă? Pe asta? Pe asta n-am... ah, ok. Se pare că până m-am întors eu, vaca pe care tocmai ce-am mult a ieșit afară și aia de afară a intrat în dărăt, în hambar. So, de asta le-am confundat. Vino cu da, uite, nici mă la asta cu porcul. Acum ați puțin dezamăgit că trebuie să tai porcul. Oricum, cu banii pe care îi fac din brânză și ce mai fac eu pe aici, clar după aia trebuie să investesc în niște porci. iau mai mulți, să mă refer. Bun, fraților. A, punem așa. Stai, stai un pic să o gândim. Punem blue cheese. Asta este blue cheese, cred. Pres E to add. Pac, am adăugat niște blue cheese. Ok. Și hai să o vedem pe asta în mișcare aici. Și pe asta o vom lua și o punem la maturat, Ok. Astea sunt făcute? s-au făcute astea! Oh, 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 Ce tare! Avem două cizuri făcute. Brânzet, brânzet avem. Nice! Mă place. Mă place că uh, cu produsele astea crude pe care noi le obținem din animăluțe și cu tot efortul ăsta pe care noi îl facem, ei bine, am obținut un produs. Bă, un produs gata făcut. E un sentiment frumos și uh, sunt curios cam cât luăm pe ele. Mos, Nice. Bun, hai să mergem să... Cât e? 6 și jumătate. Păi n-aș vrea să merg acum. Prea mie acum mie de mers. Păi, Sau să e blocat aici, gata, l-am deblocat. Da, nu prea mi-e mie de mers acum, așa că cel mai bine cred că ar fi să luăm coșuleanu cu alea. A, uite mă, stai mă, că avem niște carne. A, numai asta e din vânat, nu e din porc. Și eu cred că o să trebuiască din porc, mă înțelegi. Păi da, da, dacă nu pot să bag, mi se pare că nu e, vezi? Trebuie neapărat din porc, dar nu are nimic. Carnea asta o voi lua și o voi vinde. Așa că suntem totuși oarecum în câștig. Nu e cine știe ce, pe am scos și-o doi saci de grăunțe la gâine, așa că e în regulă. Gâinile alea, cam mizire pe la ele, ar trebui să le facem un pic curățenie acum. Este ora 19, deci eu trebuie cumva, cumva să mai pierd timpul cu și o oră. Bun. Hai da, să le facă strunea niște curățenie. Da, te nu te mai mișcă. Uite-mă că se mișcă. -a. A, o iau de gât, fii atent. Oh! Gata, am luat de gât. Nu te mișc. Se mișcă animația în fața mea. Pleacă-mă de aici. Ce panorama de cocoși. Ce panorama de cocoși. Gata, băieți ăștia cred că sunt în regulă pe aici, o să le las totuși deschis. Sper eu să nu mi mănânce vreun lup sau ceva. Și în momentul de față este 7 și jumătate. Ok, încă mai avem, încă mai avem. Ia să vedem cât ne costă un upgrade pe aici. Să închidem vacile, mă gândesc. Nu știu dacă e o idee foarte bună. Dar așa ca chestia ea. Cât mă costă asta? 125 barn cell. Celulă. Și le-am ține aici. Hai, mă. A, mi-a și construit-o. A, wow. Ok. Uh, credeam că trebuie să duc niște... Da, 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 da. Niște lem. De asta sunt eu uimit. Ok, deci avem una băgată acolo. Pac, vină cu aici. Vină cu aci. Vamenos. Gata, acum știu tot timpul unde sunt. Vino mă încoace și mă ci Dumnezeului. Pungi! Se pare că prea mică celula asta pentru, pentru, ele. Așa, sper că încă mai pot mânca. Sau le trebuie să le dau drumul pentru a putea mânca. Păi, pasta n-am gândit-o. În fine, o să profit că și, o, și porcul era să zic cursul a intrat în Dărât, așa că o să închid acolo. 23.13, mergem să dormim o voi face, bineînțeles, în cort. Așa, sau auzim ploaia, picăturile, relaxează. Bun, vamanos! Luăm brânzetus. Cred că s-a făcut până acum. Ai, s-au făcut și alte două role de brânză? Mamă, dacă ar fi așa. Deci dacă ar fi așa... 8 și 10. Am impresia că să se fac mai greu acum, că sunt... Uh... sunt cu niște... Era să zic filtre, mă răg ceva bacterii prin ele să le facă moldi. Acum un pic mucegăite, mă gândesc eu că asta contează. Bun. Haideți, acum, haidem să vedem ce preț luăm pe acestea. Ar fi bine să se merite. Eu presupun așa, nu știu cât luăm pe o dea de brânză, dar judecând după prețurile pe care jocul ăsta le are și efortul, undeva între 30 și 50 de euro. Evident că eu sper la un 60 plus de euro pe brânză. 60. Hmm. Hmm. Nu. Preconizez că vând o brânză cu un 60 de euro. În jur de 60 de euro. Ceva ăsta. Dacă e mai scump de atât înseamnă că oamenii chiar s-au plâns că lucrurile sunt ieftine aici când le vinzi. Ok, să vedem. Uhu! Să le vând direct din mașină. Și ți fi simt undeva la 130 brânza. A? a și așa ce e o rolă de aia, e foarte scumpă realitatea. Sel. Vă ju jur pe viața mea. În momentul de față vă spun asta. Jur pe viața mea și că e filmat, da. Că eu n-am știut că cât e pe o rolă de brânză. Deci jur că 60 a fost o estimare. N-am știut că într-adevăr chiar 60 de dolari ne dă pe o brânză. Deci jur, suntem aici, jur. Ok, e bine, e bine, e bine, e bine. Wild Meat, luăm și pe alea câteva, sell all 165, deci facem brânzet în dragi, în draci. Mergem acum să mulgem rapidus, Rapiduțus de rapidus. trebuie să mai au ceva. Și prânz avem, 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 avem. Mm. mai avem, mai avem. Nu mi-amintesc ce aș mai putea, aha, uite ce -a mai putea lua, fii atent! Am putea, dacă toți suntem aici, să luăm un porc ușor, să-l creștem. Am bani de porc și acum o să-l tai pe ăla. Deci clar o să trebuiască să o facem o înlocuire a porcului anului. A, avem 361. Și mai rămâne decât 61. <laughs> ok. Au, stai, stai, că l-am adăugat. Mi-a rămas în coș? Se pare că da. Ok, tocmai am devenit sărac. Dar investițiile o să mă facă bogat. Sper. Ai bosuleanu. Vino cu o ce mic e, m-am obișnuit cu porcii aia mari. e foarte mic. Ce faci, mă? E rost foara. monos. Așa. Bro, dar ap sunt draci. No. Dar sunt pe e-transport animal. Ia uite, mă. Nu pot. Apoi asta nu merge. Seara că nu merge cu mașina asta. Trebuie să-mi aduc pe cealaltă. Cred că după ce am făcut eu modificările astea nu, nu merge. Ah, sunt dacă îmi fuge porcul de aici. Stare curiz de treaba asta. Spre binele lui ar trebui să nu o facă. Cu riscul de a nu-mi scoate investiția, o să-l tai. Dacă, dacă, fuge. Deci o să-i dovedesc că mai bine nu fugea. Wow! păstor cel. mă Mamă, uneori cu mașina asta... <laughs> pa aici zici că sunt pe barcă, deci dacă ai rău de valuri, așa de zgâlțială, nu e ok cu mașina asta. Bun, o luăm pasta mică ca asta, știu sigur că suportă porcul, că cu asta m-a dus prima dată, deci sunt pe, sunt pe bine. Și asta bagă destul de bine viteza așa că e în regulă. Woohoo! Oh, ușor, oh, ușor, oh, ușor, stai așa că m-a luat un pică entuziasmul prea tare. <laughs> și am luat-o pe lângă. Uh, bun. În episodul următor, deci acum am duc și aduc eu porcul bacul așa, câte e ora, mama, 15 deja am întârziat cu mulsul. Vezi, aici deja văd întrebuințarea unei a treia vaci. Soia. În episodul următor o să facem cărnați. Așa mai pe manual. Că nu-mi permit ustensilele alea, mașinările alea automate. Costă foarte, foarte mult. Așa că dau la manivela frumos cu lea, facem brandul gros. Și oricum, pentru cine știe... Ia uite, mă, era aici. Oh, oh. Uh, pentru cine știe și cunoaște, practic, atunci când faci mezeluri cu mâna ta, înțelegi, cu trudă și cu dragoste, atunci e cel mai bine. Așa că fix asta e rețeta pe care o urmez, neștiind eu toate celelalte lucruri care trebuie schimbate. Bun, rămânem aici, noi ne vedem data viatoare cu cârnați de data aia și până atunci, v-am salutat, pa, pa!